Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 27 iulie, ești încrezătoare, entuziastă și ambițioasă, sociabilă, ești binecuvântată cu generozitate și o înțelegere minunată a oamenilor. Natura deschisă te face incredibil de populară printre prieteni și colegi. Aprecierea, succesul și lauda înseamnă mult pentru tine dar manierele tale deschise, simple și dorința de a spune adevărul nu pot servi întotdeauna bine. Intuiția subtilă te face să fii un clar văzător adevărat, iar susceptibilitatea îți permite să ții cont de evenimentele viitoare. Ca urmare, tu vezi ceea ce ceilalți pur și simplu nu văd, adesea în mod conștient, te afli într-o poziție care include luarea deciziilor pentru alții. Mă refer aici la crearea unor structuri teoretice a organizațiilor muncitorești, a grupurilor sociale și a familiilor. Ai capacitatea unică de a alinia toate planurile și modurile pentru a face orice realizabile. Cu toate acestea, deși ești un planificator dinamic, atunci când încerci să ai decizii care te privesc personal, dificultățile apar de fiecare dată. Întrucât te dedici organizării carierei sau afacerilor, petreci prea puțin timp în planificarea vieții tale private, ești aproape la fel ca și cizmari fără cizme. Uneori, decizia cea mai dificilă pentru tine este să părăsești o astfel de structură, în a cărei creare ai fost implicată. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, generozitate, independență, noblețe, fiabilitate, inspirație, fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun, dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate a gândirii, precum și pentru susceptibilitatea excesivă față de ceea ce spun ceilalți, te caracterizezi prin mândrie și onestitate, te-ai născut sub auspiciile lui Marte, motiv pentru care ești aventuroasă, guvernatorul tău astral îți dă încrederea în sine, pentru tine, comunicarea este adesa cel mai important lucru din viață, tu suferi mult în izolare. Deseori porți cu mângrie titlul de cel mai bun prieten. Ca persoană sociabilă, generoasă, echitabilă, nu indiferentă față de problemele altor persoane, este ușor pentru tine să-ți faci prieteni. Poți suferi din directivitatea ta, fără a observa că îi ofensesc pe ceilalți cu declarațiile tale. Te-ai născut cu calități excelente de conducere. Ești hotărâtă, curajoasă gata să folosești orice mijloc pentru atingerea scopului. În acest sens, ești blândă, cordială și generoasă în dragoste. În familie ești romantică. În viața de zi cu zi, ești practică, rațională. Succesul tău, prin standardele sociale, nu este cea mai mică problemă a ta. Poate că o altă organizație sau companie, recunoscând semnificația și valoarea ta socială, încearcă să te înlăture, mai des însă, o criză apare atunci când activitatea secundară începe să devină o prioritate în viața ta. De regulă, un astfel de interes aparte are un gust pasiv emoțional și necesită angajament pasional. În acest caz, analistul din tine este pierdut. Frica de a pierde sfera primară de aplicare a forțelor, îndoielile cu privire la progresul în activitatea secundară, împiedică munca ta productivă uneori te confrunți cu problema mâniei și agresivității. Ești puternică și rezistentă. Fie reușești să-ți îndrepți puterea într-un mod constructiv, spre punerea în aplicarea proiectelor creative, fie o suprimi agresiv în tine, ceea ce mai târziu se va manifesta în mod periodic în forme deschise și distrugătoare. Destul de ciudat, dar în spatele încrederii de sine afișate, timiditatea este deseori ascunsă și, odată cu ea, Refuzul de a depăși temerile ascunse, astfel, cea mai importantă decizie care trebuie luată, nu este pentru alții, ci pentru tine însă, este aceea de a-ți planifica cariera în mod realist, lucru care îți va permite să obții fericirea necesară. Poate că, în primul rând, trebuie să te gândești cu cine ai dori exact să-ți împărtășești soarta atâta vreme cât nu recunoști care este interesul tău principal atât în viața personală, cât și în cea publică, vei fi condamnată să elentă toate deciziile. Pentru a urmări apelul inimii și a rămâne sinceră cu tine, ai nevoie de o voință extraordinară, dar dacă acest lucru se poate face, recompensa va fi cu adevărat utilă. Te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești disciplinată luminată, fiabilă, pasională, abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați, în acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem, cum afectează data de 27 iulie soartata, te consideri perfectăm toate planurile tu lupți să atragi atenția asupra ta însăți, dorind cu siguranță să fii în centrul tuturor evenimentelor. Îți place să ți îndeplinești imediat toate solicitările și dorințele. Depui toate eforturile pentru a obține o poziție socială ridicată. În ciuda încrederii în sine, ești foarte nobilă. Vrei să-i protejezi pe cei slabi, pe cei săraci. Ești fericită să faci caritate, arătând puterea ta de deschidere. Dar din cauza vanității tale, nu vezi întotdeauna oamenii care au nevoie de ajutorul tău, îți alegi prietenii foarte atent, Universul te-a înzestrat cu o natură neînfricată, pentru a atinge un obiectiv, ești pregătită pentru orice, este dificil să te oprești dacă ai conceput ceva, dorești puterea și reușești, datorită intuiției dezvoltate, poți alege un moment convenabil atunci când situația va fi la îndemânată. Cei din jurul tău au încredere în tine, este ușor pentru tine să dovedești propriile drepturi, poți convinge pe oricine de inventivitatea și creativitatea proprie, succesele tale sunt obținute prin abilitățile și dedicarea ta, ai o gândire logică foarte dezvoltată și ești prudentă. Este posibil ca, de dragul unei poziții înalte, să fie crudă cu ceilalți oameni, nu tolerezi critica, nu-ți place când cineva îți taie calea, iar atunci vei arăta imediat cine este regina. Puțini oameni vor să concureze cu tine și să stea în calea ta. Poți ieși din orice situație dificilă, deoarece natura te-a înzestrat cu curaj și hotărâre. Sentimentul tău de intenție este foarte pronunțat. În plus, ai un potențial energetic ridicat, claritatea minții și logica sunt bine dezvoltate, te distingi prin performanțe ridicate. Poți fi foarte pasionată de misticism, ești interesată de tot ce este secret și neidentificat, în jocurile de noroc nu ai noroc, norocul uită de tine și în majoritatea cazurilor este imposibil să nu spargi o sumă mare. Interesul în muncă este mai presus decât familia, petreci mai multă timp în carieră decât în viața personală, fericirea în familie poate fi obținută dacă există o persoană apropiată în spirit dragoste și compatibilitate. Într-o relație intimă, ești extrem de dedicată, pasională și generoasă, dar în același timp ești un partener gelos și exigent. Ego-ul tău necesită o atenție constantă, îngrijire și asigurarea continuă a iubirii, pentru că numai în acest caz te vei simți fericită. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia. Te vor îndepărta ușor, totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, poți fi un antreprenor excelent, ai succes în afaceri, în poziția de lider în cadrul organizației, te vei simți confortabil, dezvoltarea carierei este adesea rapidă, ești autosuficientă, înțelegi clar ceea ce încerci să realizezi. Cum să aduci la viață ideile, acest lucru, împreună cu un intelect dezvoltat, determină succesul. Munca o faci fără probleme, luând în considerare toate detaliile. Finanțator, este cea mai potrivită profesie pentru tine. De asemenea, poți fi șef și manager bun, ai aceleași cerințe nu numai subordonaților, ci și pentru tine însăți, dar mai ales, îți place să lucrezi singură te poți afirma cu succes în literatură și activitățile științifice. Sănătate și boli Ai o sănătate bună. Problemele fiziologice sunt deseori determinate de activitățile tale profesionale. În ceea ce privește recomandările medicale generale, trebuie să acorzi atenție activității sistemului imunitar, să excluzi supra-solicitarea fizică. Cele mai multe boli dispar rapid. Intervenția chirurgicală poate fi periculoasă pentru tine, deoarece ai nevoie de multă timp pentru a-ți restabili corpul. Întrucât tu acorzi multă timp procesului de organizare, viața ta este de asemenea supusă unei anumite rutine și, prin urmare, nu există nicio problemă pentru tine să-ți planifici singur regulile de somn, masă și odihnă. Orice exercițiu activ este bine primit. Acestea pot varia de la drumeții montane și alergări pe distanțe lungi, până la sporturi de echipă și competitive. Simpla alimentație echilibrată te va ajuta să ți menții sănătatea. Trebuie să fii atentă la un singur lucru, și anume la predispoziția la crize periodice de natură psihologică, cu care este dificil să faci față fără asistență calificată. Este de dorit participarea unui medic sau a unui psiholog ori a unui prieten apropiat, destinul și norocul, Universul ți-a destinat o natură independentă, curajoasă, puternică, mândră, ambițioasă, îți place să călătorești, ești predispusă să-ți schimbi adesea locul de reședință și locul de muncă, în acest sens, pot exista probleme financiare, confuzie în viața personală, singurătate, dar dacă îți vei putea schimba pasiunile, îți vei putea schimba atitudinea față de viață și obiceiuri, atunci viața ta va fi fericită, situația ta financiară va fi stabilă. Sfaturi pentru tine. Este ușor să profiți la maxim de viață. Nu ezita să-ți exprimi emoțiile. Conștientizează care sunt adevăratele tale dorințe și nevoi. Nu stărui prea mult asupra deciziilor personale. Încearcă să fii sinceră cu tine însăți. Atenție să nu-ți reprimi adevăratele sentimente. Controlul asupra propriei gândirii nu poate decât să te ajute. Învață să cedezi. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri? de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite. Să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine, darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine, cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile, numai exclusiv și real, pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești. Doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, stacoji stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket îl vei considera un comportament înadecvat, ba chiar un cadou în jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original, dacă cineva nu este decis, sau nu are nicio idee despre ce să-ți da cadou. Atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta, nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui, Acest este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.